Suporter Club Oțelul a câștigat un jucător important în iarnă. Silviu Ilie s-a alăturat proiectului propus de suporteri, iar sâmbătă a evoluat pe stadionul unde a cucerit titlul în 2011. Da, este adevărat că și cam pentru titlu, acum este un nou început pentru noi și pentru echipă. Sper să promovăm și să facem o față frumoasă și în divizia C, să promovăm în B. Așteptăm întăriri și oameni potenți lângă echipă și sper că și Consiliul Local și Primăria ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivul care îl avem, să ajungem în Liga 1. Silviu Ilie și coechipierii săi se gândesc în primul rând la meciurile de baraj din luna iunie. Faptul că una dintre partide se va desfășura pe stadionul Oțelul va fi un mare avantaj. A fost un sentiment, nu știu cum să vă zic, am avut puține emoții la început și a fost un sentiment plăcut și frumos. Mi-a adus foarte multe amintiri frumoase acest stadion, acest public minunat și sper să continuăm tot așa. Barajul cum va fi? Barajul va fi foarte greu din punctul meu de vedere. Eu zic că o să fie foarte greu pentru că nu o să cădem cu o echipă care am jucat și azi. O să cădem cu o echipă de pe locul întâi care tot la fel, este la fel de bună ca noi. Poate să fie Farul, poate să fie Focșaniu. Și o să fie un meci greu din partea mea. Trebuie să fim serioși și cu picioarele pe pământ. Suporter Club Oțelul cu Silviu Ilie, capitan, poate să parcurgă toate etapele și să ajungă în elita fotbalului românesc.